Guvernul României, domnul Florin Câțu, a ieșit în fața țării și a prezentat măsurile care sunt prevăzute în această ordonanță de urgență, care în mod festiv este denumită pe posturile contrare domnului Câțu, ordonanța austerității. Îmi place chestia asta, denumirea asta, botezarea asta. Și cum ar trebui să fie numită, Radu? Ordonanța bogăției? Ordonanța austerității. Îmi place. Dar cum ea nu dă? Cum ai vrea să fie numită? Premierul taie tot. Păi dacă reușește domnul Cățu în sfârșit să-l facă pe domnul... Cum îl chema pe acel personaj? Lipsi de relevanță până când cineva l-a pus ministru ca să aibă om la minister. Cum îl cheam pe omul ăla? Budăi. Da. Budăiul acela. Budăiul. Nu credeți că într-o societate civilizată, în Uniunea Europeană, în NATO, putea ajunge vreodată domnul Budăi ministru? V-ați uitat un pic la el, că stă cu mărțișor în gât aici, pe paginile de socializare, crezând că e ceva tradițional folcloric, zici că e scos din lada de zestre. Domnul Budăi, cineva a simțit nevoia să îmi pui Budăi ăsta și mie la Ministerul Muncii. E, a reușit astăzi și îl felicit. Felicitări. Pe Florin Vasile Câțu, că în sfârșit l-a făcut pe Budăi om. L-a scos în anonimat pe Budăi. Budăi era entuziastul. Budăi care a anunțat pe toate televiziunile de știri folclorice, România TV și alte glume, de asemenea factură, că vor veni zile negre, că va fi austeritate. A ieșit astăzi Câțu și a zis, domne, eu vreau ca Budăi să fie proroc. Și l-a făcut prorocul Budăi astăzi. Un pic de, bravo, un pic de austeritate nu e, nu e mult austeritate. E austeritatea clamată de domnul Budăi. E o austeritate fără sens. Dat oamenii afară, fără sens. 3 miliarde, zice Câțu, că am economisit cu această... Mai bine domnul Câțu, domnul Câțu, dacă se mai uită la emisiuni din când în când, sau, mă rog, poate povestește domnul Isar, că au ei acolo un grup de lucru, da, un grup, o grupare de lucru. Domnul Câțu, dar cu ANAF-ul ce faceți? Cu ANAF-ul când rezolvați? Vedeți că ANAF-ul, vă mai căutam noi acum, câte ieri, domnul Buzăianu? Au trecut ceva ieri peste noi. Înainte să ajungă domnul Câțu la ploarea actuală, ajunsese ministru. Da. Și el anunța presa că ANAF-ul, care era în subordinea... Se digitalizează. Nu se digitalizează, mă. Făcea tâlhării cu românii. A, da, te referi la perioada anterioară digitalizării, că digitalizarea a anunțat-o odată venit. Asta digitalizat? Asta digitalizarea era ceva... S-a digitalizat domnul Câțu, ANAF-ul? Da. Mai face tâlhării ANAF-ul dumneavoastră, că sunteți ditamei premierul. Deci, domnul Câțu venea pe vremea lui Teodorovi și explica faptul că se întâmplă lucrurile acestea intolerabile și nu tolera. Nu le tolera, dar acum le tolerează, dar nu mai poate. Dar hai să vedem ce a anunțat domnul Câțu în această ordonanță de urgență a austerității, cum este ea denumită festiv. Și mie îmi place și acest fel, nu de a pune în aceste sintagme lucrurile, l-aș numi pe domnul Câțu, nu? Adică aș merge mai departe dacă aș fi la, nu știu, la TATR, la România TV. Premierul taie tot. Premierul fără gratuități. Premierul Ciom, ce zice eu. Premierul Ciom. Așa zice. Deci eu îți garantez că va fi cineva acolo. Foarte bună idee. Foarte bună idee, premierul Ciom. Cine e? Da, extraordinar. Uite băiatul ăla. Domnul Câțu, acum și în limbaj mimico-gestual, nu știu ce, pentru persoane cu dizabilități, dar eu vă spun că și pentru persoane fără dizabilități, să-i pune subtitrarea lui domnul Câțu, da, astăzi înainte. Dă-i. În ședința de guvern de astăzi am avut discuții despre o lanță de urgență pe care am anunțat-o, cu măsurile pe care vrem să luăm pentru a reduce din cheltuielile structurale. Ordonanța de urgență este în canavizare, deci astăzi a fost în prima lectură. Câteva lucruri pe care aș vrea să vi le spun despre aceste măsuri, de ce a fost important să luăm aceste măsuri. Știți foarte bine, a fost indexarea, vorbim despre un punct de pensie care a fost modificat în modul în care creștea punctul de pensie în perioada PSD. Din motive electorale a fost modificat, a pus în septembrie. Rectificăm, corectăm această problemă și va crește punctul de pensie de 1 ianuarie 2022, așa cum a fost și până acum. Trebuie să fie foarte clar că anul acesta punctul de pensie este 1.442 de lei, mai mare decât a fost punctul de pensie mediu anul trecut, de aproape 1.280 din calculare, sau aproape sub, în jur de 1.300, să spunem. Dar mult mai mic decât este anul acesta. Anul trecut, sau anul acesta, de fapt, dacă am fi efortul suplimentar prin creșterea pensiilor anul acesta, la acest punct de pensie cu la 1.442, efortul suplimentar este deja de 8 miliarde de lei. Deci deja am început bugetul cu 1 miliarde de lei
în plus. Deci 19,2 miliarde de lei mai mult decât în 2019. Deci în 2020 și 2021 efortul cu plata pensiilor este de 19,2 miliarde de lei și vorbim aici de o criză economică fără precedent în 2020 și o perioadă de revenire în 2021. Un alt subiect care a fost dezbătut în, și este în ordonanța de urgență este vorba despre acea gratuitate introdusă de PSD în 2017 pentru transportul pentru pentru studenți. Se modifică și revine la 50%. Nu este, eu nu văd aici un capăt de țară și m-am uitat și la ce se întâmplă în restul Europei și aș putea să dau exemple, câteva exemple. Țări dezvoltate, țări cu putere financiară mai mare. Austria, studenții au o reducere de 60%. Iar dacă aceștia călătoresc în grup, adulții însoțitori călătoresc gratuit. Elevii și ucenicii au gratuitate în schimbul unei taxe de 19,60 de euro pe an. Belgia. Studenții au până la 50% reducere, putând să aleagă dintr-o gamă largă de oferte. Există și carduri pe care în schimbul a 50 de euro pot avea 10 călătorii pe orice distanță. Da, mesaj impresionant, dar de domnul premier Florin Câțu, suntem ca în țările occidentale, am intrat și noi în ordine aceasta de idei, exact ca în Occident, suntem ca în Belgia, suntem ca în... Și chiar mă uitam, tu ai văzut că seamănă... Dar, Belgia, eu am înțeles că Belgia nu au creat autorizațiile astea, dar nici nu l-au pe Câțu premier. Nici nu l-au pe Câțu. Adică noi avem condițiile domnilor... Poate au și mai rău decât noi, nu știu, mă gândesc, ar putea să aibă și mai rău. Se poate, dar nu știu, n-am urmărit situația din Belgia. Oricum, ultima dată când m-am uitat, era tensiune și în Belgia. Cum da. Se face că bun. Spui la finalul anului 2020 că ești erou? Da. Ai salvat economia. Aici e încurcătura. Că aveai și stensiluri. Aici Cât o salvează economia, le știi pe alea? Da. Pe blocuri, Cât o salvează economia. Da, tu ai, și în 2021 tai. Tu ai suspiciunea că ești... Și l-a făcut singur? Da. Ai suspiciunea asta? Nu știu. Că adică știi pe cineva atât de entuziast în legătură cu Cât să picteze pe pereții? Fanii, domnule, eu am văzut, eu mărturisesc, am văzut la ei și pozat. M-am bucurat. Mi se aportă în 2020 că domnul Cîțu a salvat economia. Și acum vine și spune că nu. Și mă contrazice chiar. Acum în 2020 nu spune, bă, n-am salvat economia. Aici încurcătura, că a zis domnul Cîțu anul trecut, domnul Cîțu ne-a lăsat anul trecut în ideea că domnul s-a rezolvat și ce a fost mai greu a trecut. L-am auzit eu zicând chestia asta și cu urechile mele. Acum vine cu tăieri. Și acum vine cu... Acum tăierile astea sunt și nu prea sunt. Acum nu sunt. Răzvan, sunt și nu prea sunt. Că nu e chiar ceva major. Adică nu s-au tăiat salariile ca pe vremea lui Boc, domnule, n-a apărut ceva gen Băsescu. Hai să lămurim o problemă, domnul Buzean. Care a fost cel mai afectat sector în anul 2020, economic? Horeca sau ce? Horeca. Așa. Horeca ce înseamnă? Hoteluri, restaurante, cafene. Așa. Ce a tăiat el acum? Voucherele de vacanță. Da. Bun. În cine dă direct? Da. În Horeca. Am înțeles. Bravo. Acolo, la Iowa, unde a făcut dânsul economie, probabil nu s-a predat și acest aspect. Acum, încurcătura vine din treaba asta cu pensiile. Pe mine mă deranjează foarte tare discuția în legătură cu pensiile, că trebuie mărite cu 40%. Nu, asta e o prostie. Deci trebuie mărite cu 40%. Acum, domnii de la PSD, când au decis asta, au decis pe mandatul lor să se mărească pe mandatul Ostorlanti. Acum, e ca și cum PNL-ul ar zice, domne, ia să mărim, ok, mărim, nu, mărim? 40% e puțin. Cu 4.000%. 4.000%. Dacă vine PSD-ul. Da, peste 3-4 ani. Când vine PSD-ul. Așa. Și o să-ți vină după aceștia și o să spun, doamne, n-avem de unde, nebunii au pus această, au dat această lege. Dar cu 40.000% când vine PNL-ul. Exact. Și vor schimba și uite așa și o dau de la unii la altă această nebunie electorală. Sigur că e o nebunie electorală. Nu, cumva. E o prostie, pentru că e un nonsens financiar. Nu da. Există, domne, banii aceștia. Da. Nu există banii aceștia. Și să faci să ridici așteptările, mie mi se pare un fel de, cum să zic, cel mai jenant lucru, cea mai jenantă atitudine pe care o poți avea la adresa vârstnicilor. Ca da, e o bătaie de joc față de ei. Să le creezi așteptări. Da. 40% noi sunt bănuți. Noi am fi mărit, dacă eram noi. Dar ei practic de niște mărit? Oameni care aveau așteptări. De cine ați mărit? De ce ați spus în septembrie când voi erați în ea? Deci că de ce ați votat legea? De ce ați mărit atunci când se întâmplă? De ce ați dat de luna viitoare bani? De ce trebuia împinsă toată chestia asta către încolo? Care, de ce a trebuit această șmecherie similară, Răzvan, dacă tu aduci aminte, aș invoca aici că mi se pare extrem de similară cu cea cu bătrânica aceea de pe fotografiată de pe trotuar pentru că s-au închis piețele. Deci aceeași bătaie de joc față de bătrâni e și asta. Domnule, o să vă mărim cu 40% și dar din septembrie încolo când o să vină ceilalți. Știi cum a fost asta cu mărirea pensiilor, dar mandatul celorlalți? A fost ca doamna Firea asta vară când a efectuat lucrări de reparații. Da. S-a gândit așa. Cârpelile. N-a făcut cârpele tradiționale. Domne, dacă vine Nicușor, să vezi ce o să-i bubuie în față asta la iarnă. Dacă rămân eu,
Nu-mi pasă. Nu-mi pasă că... Oricum n-am făcut. Oricum așa nu fac nici următorii 4 ani. Și în ultimul an dau 3 vouchere de ochelari, 2 de biciclete și 1 de trotinete și 3 fertilizări in vitro. Și le mai arăt macheta aia un pic? Că ne spunea doamna Firea, domne, cu fertilizările in vitro. Da, domne, eu sunt de acord, sigur, fiecare urmează ce proceduri dorește. Dar nu știu dacă e treaba primăriei. A, deranjează pe cineva, că am ajutat niște familii. Mă, deranjează că nu dau seama în ce măsură asta este competența administrației publice locale. Deci nu-mi dau seama. Ok, poate veni Ministerul Sănătății, pot veni organizații mai ales că am văzut-o pe doamna Firea, dacă mi-aduc bine aminte, la inaugurarea unei clinici de genul acesta. Nu știu, mă gândesc că poate să fie pare și... dubios. A venit primarul și ți-a rezolvat problema infertilității sau... Dar de ce intri tu în zona asta de planning familial? Tu ca administrație publică locală. Ai terminat de pus panseluțe. Ai terminat de angajat un voluntar în București. Ai terminat de adus autobuze pentru școlile de șmecheri și atât și nimic altceva. Ai terminat de făcut machete. Adică este o zonă în care nu prea ai tu ce căuta. E o zonă discutabilă populistă. Bun, bine, nu vorbim spuse... religios. Da. Că stai toată ziua cu brâul Maicii Domnului în gură și după aia, acolo, și după aia spui, dar lasă, e una, e una, e și creaționist și darvinist. Da, am exagerat puțin ca să înțelegeți că dimensiune, mă rog. Și cu saci în căruță și cu sufletul în rai. E un subiect mai delicat cu nu, dar spun doar că nu dă competența primăriei. Ca idee, sigur, că a venit cu tot felul de măsuri de-astea compensatorii pentru a face să nu se vadă ceea ce trebuia să facă. Bun, hai să mergem mai departe, să mergem către domnul Kelemen Hunor, care intervine și el, este și el intervenient în ziua de astăzi și vine pe ideea, l-am auzit eu cu urechile mele și pe ăsta, zicând în felul următor, zice, domnule, trebuie să tăiați, da, pe, asta, pensiile speciale, da. Nu știi că domnul Kelemen Hunor e, de fapt, domnul Kelner Hunor atunci când intră la guvernare? Nu are opinii? Nu, dar aici are... Așteaptă, dar spuneți-mi ce opinii. Kilder... Și ce opinii să vă aduc eu. Kilder Hunor, da, domnul, că vine cu o mică șmecherie. Hai să-l ascultăm, să vedem dacă exact pasajul ăla e, dacă nu vi-l povestesc eu. Genial pasaj. Nu există în special pentru parlamentar și în special pentru alții. Ori eliminăm toate pensiile, fiindcă toți suntem egali, ori nu eliminăm nimic. Deci noi suntem pentru a elimina toate pensiile speciale. Ori eliminăm toate pensiile, fiindcă există decizia Curții Constituționale pentru mai multe categorii, ori stabilim un plafon pentru toate pensiile speciale, ori ne batem joc de noi înșine și de banii publici. Ce nu suport, ați văzut că a și plecat, a lăsat-o așa și a plecat. Vă las aici declarația asta și am plecat, că nu stau mult, am treabă, trebuie să tai. O tai de aici. Vedeți să nu tăieți păduri în loc de pensii speciale. Așa l-a tăiat pe cap. Așa va tăia pe dumneavoastră. Bun. Deci dânsul nu vrea să fie drujba lui Dumnezeu, cum se numea un regretat coleg de partid, că a murit între timp. Știi că așa era? Asta era părca a domnului Berește. Regretat de ei. Coleg, da. Da, și regretată orice pierdere de viață omenească, sigur, domnul... Domnul Verește Otilo a avut și părți bune. A făcut și bine. Făcut și bine. A plantat și copaci, dar mai și te. Eu am auzit să fi plantat vreun copac. Nu am auzit asta. Dar știu că era foarte bun în comisiile de control al serviciilor secrete. A fost plantat el acolo în aceste comisii. Dar ce zice domnul Kelemen Hunor? Deci, domnule, ori le tăiem pe toate, ori ne bătem joc de noi. Așa a zis, bătem, că nu știu, n-am sezizat accent. Ne batem, cum a zis. Așa. Cu bătaie lungă, bun. Deci, a zis așa. Ce a vrut el să zică, de fapt? Uite, aici n-am mai avut translator, n-am mai avut interpret, nu nimic. Am început așa, și să învățăm și unde merească. Și la magistrat. De ce? Că nu pot fi tăiate niciodată la magistrat. Și el a zis, ori tăiem la toată lumea, ori ne batem joc de noi. Da. Adică ne batem joc de noi, nouă ne tăiem. Da. Deci ori tăiem la toată lumea și suferim toți. Da. Ori ne bate în joc de noi dacă ne tem numai nouă și primarilor noștri. Și el a vrut și magistrații ei, știți că nu se poate. Că nu se poate. Dar nu atunci... vezi și de la militari, că v-a spus NATO că trebuie să aibă regim preferențial, că pac, pac. Da? Deci, care e ideea? Domnul Kelemen Hunor, eu n-am văzut partid mai agățat de privilegii decât UDMR-ul care e ONG. ONG. E cultural. Mici mecherii, partid. Nu-i partid, nu partid, dar n-au nevoie. E cu aceste mici mecherii pe care le tot plantează în urmă. Că urma nu că suntem stat etnic, nu suntem civic. Civic. Dar când, doamne, iartă-mă, mă interesează pe mine că el e etnic maghiar. Să fie la el etnic maghiar. De ce e relevantă chestiunea asta? Deci nu suntem stat civic. România e stat civic. Pe mine nu mă interesează. Că ești de etnie romă, că ești turcotătar, că ești maghiar. Dar cu toate acestea, minoritățile au această capabilitate de a se grupa într-o organizație non-guvernamentală și noi
să avem obligația de a pretinde că e partiduleț. De ce să ai partid etnic? Se pornește de la prezumția că, domnule, dacă oamenii nu se unesc într-o formațiune, nenorocice ăștia, majoritarile vor călca în picioare drepturile, asta se pornește? Păi, da, de ce? Eu nu cred că să mergem și parte minorități. Atunci, în cadrul ăsta, putem să mergem mai departe și către alte minorități, nu? Adică fiecare minorităților au câte un deputat, dar ei câștigă voturi. Mă rog, am văzut cum le câștigă. Minorități sexuale, poate, vor fi. Păi și mie se pare normal. Eu cred în momentul de față... Au litere, sunt bine, adică vezi că au litere. Există un SR+, de ce n-ar fi și LGBT+. De eu te întreb în felul următor, tu crezi că România, ungurii sau alte minorități etnice sunt mai discriminați decât minoritățile sexuale? Hai să întrebăm un transgender român. Dom'le, crezi că dacă te chema Gheorghe în loc de Gheorghe, erai mai discriminat decât în situația în care te afli, că ai barbă și părul lung? În bărul lung, da, cu bucle, cu sămăluțe. Da. Mai sunt și broker, mai sunt și... Da. Înțelegi? Eu cred că adică sunt mai discriminați LGBT-știi decât UDM-riștii. Nu poate să fie asta. Hai să facem un ONG al minorității sexuale să aibă dreptul, dacă obține un număr de voturi, să poate și el fi partid. Că eu nu cred că e discriminare atât de mare etnică în România. Eu refuz să cred că nu trăiesc într-o democrație în care e irrelevantă apartenența etnică. Pentru mine e irrelevantă apartenența etnică a oamenilor. Nu exemplu, cred că pentru exemplu, stat e relevantă. Dăm exemplu de moment în care un etnic maghiar a fost discriminat în România pentru că este etnic maghiar. Nu avem să prezentăm în spațiu public așa ceva deloc. Nu există așa ceva. Bine, mai sunt membrii CNA care au senzația că dacă spui că guvernul de la Budapesta are un plan în România, te amendează. Am văzut doamna acesta. Reprezentantă CNA. Păi da, dacă are fundații finanțate de guvern care au proiecte în România, înseamnă că are un plan. Eu zic că are un plan diabolic. Are un plan. Păi n-are. Păi de ce cumpără clădiri dacă n-are un plan? Le cumpără de nebun? Da, aici că... în casă m-a dus să-și ia pâine și a luat și 3 clădiri în Ardea. Am urmărit și eu aceea ședință a CNA-ului, pentru că era un moment emoționant atunci a petrecut, dar m-am gândit, sigur, poate are și dânsa un plan în legătură cu tine, m-am gândit eu. Dacă... Dânsa mi-a votat la amendă aia urâtă de tot. Da? Uite, a avut un plan. Eu nu pot să spun un plan de amenzi, că nu e la poliție. Eu poate are și plan de amenzi. Bun, adică spuse... nu poți să spui care guvernul un plan, dar poate mă ușor și văd, domnule, dar mă tale când e dare așa, dar așa, parcă le dai politic. Parcă ai un plan. Nu? Nu știu. Noi, și eu dacă câștig procesul, iau banii de la statul român, nu iau de la oamenii care au votat. Exact, aici e încurcătura. Domnul Hergeu, nu știu cum e, că dânsul e șomer începând domnul în Domnul Hergeu acum e un șomer celebru. Și Tufeanu? Nu numai. În fine. Acestea fiind spuse, mergem către o situație extrem de complicată a zilei de astăzi. Nu-i nimic complicat. Răzvan e foarte complicat. Tu le complici. Nu, el le complică. El era o persoană absolut apreciabilă. Răzvan era apreciabil, ne uitam admirativ la el. A intrat în cinematografie. Domnule, intră pe cineva, dar toată lumea le aprecia. Vine, domnule, dar este Errol Flynn. Pozitiv, era un personaj pozitiv. Vezi că în pandemie pozitiv nu-i tocmai bine. E adevărat și asta. Bun. Dar a fost și pozitiv pandemic vorbind. Înțeleg că el și nu numai. Și ce a făcut? Domnul Dragoș Bucur, actorul Dragoș Bucur, pe care Dumnezeu sănătate. Ce faci? Și lui asta și tuturor. Îmi pare rău că gândești așa. Ce să fac? Asta e situația. Domnul Dragoș Bucur, cum era el așa, vine și pune pe Facebook aseară, în liniștea, înainte de tăierile domnului Cățu. Înainte să ne taie Cățu voucher. L-a tăiat pe capul. Noi oricum n-aveam. Hai să punem pe Facebook acest moment, să punem pagina de Facebook al lui Dragoș Bucur și mă gândeam, poate îi lăsăm și un comentariu cu prilejul acesta emoționant. Zice așa domnul Dragoș Bucur, sigur că n-a dat-o complet, nu știm exact. Că m-am gândit să-l sun asta, să-l întreb, bă, ce ai vrut să zici? Dar n-am vrut să-l sun asta, zic, bă, sună toată lumea, lasă-l sun mâine să văd ce a vrut să zic. Dragoș Bucur zice în felul următor, că în caz că nu aveați pe cine să înjurați, zice, așa, nu mă vaccinez și nu port mască. Sunt două chestiuni totuși care trebuie tratate separat. Vaccinarea este ceva care până la urmă ține de opțiunea fiecăruia. Nu e ce, nu a intenționat nimeni, nici n-ai cu ce să te vaccinezi. Și dacă vrei, zici, bă, vreau să mă vaccinezi. Nu se vaccineze. Bravo, este un gest lăudabil. Eu aș vrea să-l salut pe domnul Dragoș Bucură. Eu am prieteni cu părinți care au depășit zona aia de confort al vârstei, care s-au dus înspre 70 de ani, care au și anumite afecțiuni și care sunt nevoiți să ducă nu știu ce județ, ei fiind bucureșteni, ca să se poată vaccina. E foarte bine că domnul Dragoș Bucur, un tânăr, sănătos, înțeleg, cedează locul unor persoane aflate în vulnerabilitate medicală. Foarte bine. Stă cu totul diferit. Dar n-am înțeles treaba asta cu mască. Ce? Cu purtarea măștii, care e o chestiune care ține cumva de lege și e o chestiune medicală stabilită de niște specialiști. Utilitatea acestei purtări. Sigur, faptul că trebuie să vorbim în continuare după un an. O luăm de la capă cu purtarea măștii. Care e rostul măștii? Tu dar de ce nu vrea să poarte mască, mă? Că parcă rolul e de băiat frumos le-a luat Andy Vasluianu. Tu când porți mască, da?
tu când porți mască, practic blochezi acei stropi pe care îi scoți involuntar în timp ce vorbești. E o chestie medicală. Nu puteți să o luăm de la capăt. Virusul nu e ceva ce trece prin aer, nu e ceva aerogen până la s-a dovedit. E vorba de faptul că virusul se strecoară în acei stropi pe care tu i-ai început fără să vrei. Fără să vrei! Acolo. Nu ce nimeni că vorbești cu stropi. În, da? Seara în care, mi-aduc aminte, în seara în care a câștigat Nicu Șordan, primării, știi că ne-am oprit ce seara frumoasă. Frumos a fost. Ne oprim aici. Mă rog, eu o numesc mai degrabă seara în care a pierdut Gabriela Firea. Asta poți să-i zici și seara în care a câștigat. Dar primul l-a pierdut Gabriela Firea. În primul rând, sărbătorim acest moment în care s-a scăpat București de doamna Gabriela. Și eram cu Răzvan la masă și mă întâlnesc cu un actor, mă tot gândesc dacă să-i dau numele, că poate vrea. Nu vreau să-i creăm unui dificultă. Prieten, din, adică cumva e din aceleași filme cu Dragoș, cu Dragoș Bucur. E din același film. Și nu e adivațional, nu e tu, da. Bun. Sigur, nu antivaxxer. Și ne-am întâlnit cu ei și ne-a spus, domnule, noi purtăm mască, jucăm pe scenă, de ce zic că nu e obligatoriu să porți? Când vorbești nu trebuie să porți mască, adică pe scenă n-ar trebui să, nu e obligatoriu. Nu, le... nu zicea, e decizia noastră că am așa avut probleme în teatru unde jucăm noi și atunci purtăm mască pe scenă. Și civilizat și cu conștiința responsabilității sale. Da, hai să, da, dar ideea, Răzvan, rămâne. Da. Hai să dăm o poză cu Dragoș Bucur, să înțeleagă lumea că e vorba de Dragoș Bucur și nu de Andy Vasluianu, că se confundă toată chestia. Andy Vasluianu a dat un mesaj azi de bine și a zis așa: uite, n-am cum să ne confunde că eu sunt ăla cu mască. Eu port mască și acum nu ne mai pot confunda. Bun, dar până îl dăm pe, ca să-l înțeleagă lumea pe domnul Dragoș Bucur cine este, pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele. Eram într-o emisiune cu, la radio cu Andrei Gheorghe de 15 septembrie se întâmpla. Dumnezeu să-l ierte. Și la un moment dat zic, hai să sunăm părinți de ăștia, să vedem cum încep cu buchete, cu flori, cu la școală, cum se face nebunia. Vorbeam cu Costa în direct, știi? Și zice, hai să sunăm pe Dragoș Bucur. Și sunăm pe Dragoș Bucur. Și Dragoș Bucur zice, a, păi eu n-am problema asta. Zice, eu fac homeschooling, eu n-am, nu mă duc. Băne, nu poți, pe oriunde ai lua-o, el nu face. Poate să fie și ăsta un criteriu. Dar vezi că a avut aici o perspicacitate, pentru că în momentul de față a tot fost homeschooling. Deci aici a fost cumva înaintea vremurilor, Dragoș Bucur. A fost înaintea vremurilor. Dar știi care e problema? Eu nu l-am văzut pe domnul Dragoș Bucur în această perioadă comunicând pe subiectul școlilor închise, da, explicând această alternativă, pe care de altfel o promova anterior. Asta vreau să spun că n-a promovat-o. În sensul că n-a promovat-o. Deci mi-a spus-o nouă atunci și tare. Nu există, mi-ați spus-o, dar n-am promovat-o. N-a venit să spun, domnule, vedeta. Nu, n-a zis, e bine sau e rău. I-a zis, domnule, noi așa facem, nu vreau să spun nici că e bine și că rău. Așa fac că e rău. Aici vreau să iau apărarea, că așa mi-a spus-o. Mie mi-a spus-o, da. Ia apărarea. A spus-o public domnul Buzăianu. Când o persoană publică face un anunț public, comunică public o chestiune pe care, cum să spun, n-are de ce să o comunice, că nu m-a întrebat nimeni. Auzi, da, copiii tăi fac homeschooling? Și el a spus, nu, nu, vă rog, nu insistați pe acest subiect. Nu! El a venit și a zis. Poți să te ascunzi, adică nu e ceva de ascuns. E ceva, ceva ce s-a întâmplat. Noi l-am sunat, am explicat cum s-a întâmplat. Noi de-aia am dat și nu știu copiii altor actori dacă fac homeschooling sau nu fac homeschooling. El a venit cu asta. Păi da, mă, dar eu l-am întrebat și ce vrea să zic. Să ascundă. Unde l-ai întrebat? Unde știi tu că face homeschooling? Nu, eu l-am întrebat tocmai în ideea că credeam că se duc copiii la școală și zic să-l prindem pe Dragoș Bucur, eram cu Andrei Gheorghe în emisiune, să-l prindem pe Dragoș Bucur și se duce. Așa, și de-a spus. Deci întâmplă tot și a zis, nu, că noi nu facem. Dar eu nu știu dacă de acolo am aflat, de la emisiunea ta, că cred că dormeam la oraia, că tot făcea emisiune dimineața. După care s-a rostogolit și a continuat și a explicat această poveste. Tu când spui că faci ceva, mă rog, tu zici că promovezi lucrul respectiv. Păi da, normal să promovezi. Da, am înțeles. Păi eu dacă vin cu tricou și sacou, da, eu n-o să mă vedeți după aia atacând oameni pe stradă, da, care poartă tricou și sacou, atacându-i verb, aoleu, aici trebuie să explici, că știi, da, că e ceneaul ăsta care nu înțelege metafore. Așa. Așa, că sunt lipsiți de stil. Fără să vă spun în direct, domne, purtați tricou cu sacou, așa e bine, văzându-mă făcând asta, da, se presupune că eu agrez această atitudine. Așa funcționează. Asta e logica. Promovarea, așa, dacă tu apari într-un interviu și deci noi cu homeschooling, noi cu nu știu ce. Ok, a făcut cu homeschooling, treaba lui, nu mă interesează pe mine homeschooling, da, lui. Absolut deloc. Bun. Bun. Da. Acum, în perioada asta pandemică, în care se face școală, uite pe internet, cu homeschooling, de ce nu vii mă și acum să spui, bă, stai să vă spun o poveste, vă zic un film. Dom'le, am scris un scenariu aici, ia uitați. Dom'le, eu sunt cu homeschooling-ul before it was cool. Eu fac de mult cu homeschooling. Deci de ce nu vii să de ce nu mai vii cu aia, cu atitudinea ta cool, rebelă, nu mergem pe sistemul de învățământ? De ce nu te intervii? Că văd că te interesează pandemia. Da, nu mai am luat-o mie prezumția. Eu sunt tentat să cred.
internet, eu sunt tentat nu port mască, nu mă vaccinez, nu, înseamnă că te bagi în seamă. Eu sunt tentat să cred că și el, ca mulți alții, au fost afectați de pandemie. Și eu am fost afectat, mă, de pandemie și tu ai fost afectat de pandemie și toată lumea a fost afectată de pandemie. Și industriile acestea intens afectate, cum este Dragoș Bucur, care nu are un contract cu un teatru de stat ca să primească bani, indiferent că face spectacolul sau nu îl face, industriile acestea, probabil, atât de afectate fiind, eu mă gândesc logic ce a fost de capul Dragoș, așa, la un moment dat se gândesc cu oamenii ăștia, dom'le, cum să facem să combatem această situație în care ne aflăm? Deci să spunem că nu există. Și atunci soluția pe care o tot găsesc e această nefericire. Nu știu dacă asta e ideea, că din aceste rânduri nu reiese că crede că nu există. Poate crede că e ineficientă masca. Dar să-i răspuns la o întrebare? Nu, pur și simplu, zic, domnule, să e de ce o intervenție a lui spațiu public. Să știți că eu nu port mască. Da. Și de revelion în kilos roșii. Nu, dar acum... Și ce mă interesează pe mine? Acum... Ce măsuri de protecție își ia Dragoș Bucur? Pe mine mă interesează partea cu masca, pentru că el, de exemplu... Cincu, prietenii noștri comuni, medici. Da. Pa asta, opiniile alea, mă interesează pe mine ce face Dragoș Bucur. Bun. Nu-l interesează nici pe ce fac eu. A creat în spațiu public odată cu această veste o întreagă discuție. Dar ideea e următoare, în privința măștii. Ideea cu masca e un pic mai complicată decât ideea cu vaccinul, în sensul că masca e obligatorie. Masca e ca să nu dai altora, e nu te interesează. Nu dai altora, dar nu e o chestie opțională deja. Nu mai e o chestie, este ceva la care ești obligat. Tu vii și spui, domnule, eu încalc legea. Adică care e logica pentru care ai venit, domnule, eu încalc legea. Și multă lume vine acum și lapără pe Dragoș Bucur, domnule, libertate de exprimare. Ok, libertate de exprimare. Nu există, mă, libertate de exprimare, prostie. Stai un pic, libertate de exprimare are legătură și cu el, dar și cu mine când am o părere în legătură cu ce a zis el. Adică și eu am voie să am o părere tot în baza libertății de exprimare în legătură cu ce a scris Dragoș Bucur. Și Dragoș Bucur a scris aici o chestiune care încalcă legea. Eu acum vreau să vă întreb, facem un exercițiu de imaginație. Suntem în sala unui teatru, da? Suntem la un spectacol de teatru, cum înțeleg că e voie să se întâmple în momentul de față și foarte bine. Așa. Dacă ne decidem noi acum că libertatea noastră de exprimare este să vorbim în timpul spectacolului. Regula spune, așa e legea, regula spune, doamne, nu poți să deranjezi. Nu poți să deranjezi în momentul de față, nu în timpul spectacolului, nu poți să deranjezi vorbind nici pe spectatori, nici pe actori, nu poți. Dacă mă trebuie că eu vorbind, că eu vorbesc la teatru, așa sunt eu. Eu sunt, vorbesc la teatru și asta e libertatea mea de exprimare. Păi e voie așa ceva, domnule? E bine așa ceva? Nu e bine. Nu, adică voi fi luat și scos afară și eu voi spune. Ia uite, nenorociți, dictatura teatrală. Așa zic, dictatura medicală. Hai să spun o treabă, domnul Buzeanu. Dacă matale te duci la teatru. Da. Ceea ce îți recomand să faci. Recomandăm. Și să mergeți la teatru cât puteți, într-un număr foarte mare, sau redeschizi sălile de spectacole, mergeți. Mergeți, fugiți. Mergeți, Dragoș Bucur, faceți teatru? Nu prea. Nu prea face. Dacă acum prindeți, mergeți și la teatru. Dacă nu, mergeți la emisiunile lui, uitați-vă la emisiunile lui, la... Ce făceam una? Case, nu? Case, foarte bună emisiune. Case, foarte bună. Chiar o emisiune cu visul bună. La chei, bună. Da, stai, să nu înțeleagă ceva greșit. Da. Dragoș Bucur e un actor... remarcabil. Aici nu contestă. Mie îmi place actorul la Dragoș Bitman Bucur. Am mai contestat lucruri, la Bucur nu mai contestă. Bitman nu-mi place. Da. Dar Dragoș Bucur îmi place, un actor care îmi place. Da. Doar că acum avem o divergență pe subiectul măștii dintr-un singur motiv. Dacă spunea, băi, eu nu mă vaccinez cu vaccinul vostru, îmi băgați mie chip cirip, înțelegeam perfect. Da. Cunosc oameni cu o abordare perfect coerentă care nu se vaccinează. Da. Unii din altruism. Altruism, da. Pentru că e vorba de un număr limitat de doze, alții din rațiuni personale. Poți să înțeleg. Da. Și eu n-am înțeles povestea asta cu mască. Dom'le, eu să știți că nu port mască. Poate domnul a avut COVID. N-am stat să-i monitorizez, n-am cardul de sănătate în buzunar al domnului Dragoș Bucur. Poate a avut COVID și consideră că are imunitate. Ai imunitate post-COVID. Știu. Și eu am avut COVID. Da. Dar asta nu știu dacă garantează că nu poți transmite virusul mai departe. Da, nu știu, nu, nu e știu. Clar. Cum spui, bă, nu e clar vaccinul ăsta, e prea devreme, da. Și înțeleg. Da. Și eu am dreptul să spun, bă, nu știu, poate dai mai departe. Când tu spui, nu port mască, nu e ca și cum ai spune, nu port centură când conduc. E ca și cum ai spune, merg fără faruri. Pentru că nu mă interesează să văd, dar nu te văd nici alții pe tine. Tu poți da. Dacă tu poți da și spui cu a ta lejeritate că poți să dai și nu-ți pasă că dai mai departe, ai o problemă. Și acum, revenind la libertatea de exprimare. Asta e o prostie. Nu există libertate de exprimare. Există limite ale libertății de exprimare. Da? Nu-mi place să fac referințe la mine. Dar am să fac referințe la mine de tot banii. Eu am o amendă de 20.000 de lei pentru un cuvânt spus. Deci nu vorbiți despre libertatea de exprimare. Banciu avea... miliarde. Dar avea chiar miliarde. Mă rog. Dar avea amenzi pentru cuvinte. Că nu l-am văzut atacând pe cineva, nu l-am văzut provin pe nimeni, da? Se face pușcărie pentru anumite opinii
incriminate de lege. Am înțeles, asta e legislație, ok. Păi, și amenințarea, dar tot exprimare, și amenințarea, să știi că la un moment dat... Intenția, aia se presupune pe preambulul unei viitoare acțiuni. Da, dar e și o exprimare. Nu te lasă să mă omori ca să te... E dreptul meu la exprimare. Dacă vreau să te ameninț, e un fel de a exprima lucruri. Bun. Deci asta cu libertatea de exprimare, luați-o, împachetați-o și plecați cu ea pe drum. Bun. Că nu există așa, sunt limite ale libertății. Noi, de exemplu, dacă vom avea acum niște puncte de vedere controversate, că ne amendează CNA-ul, pac-pac, nu s-or nimic, acum nici nu funcționează, așa e o chestiune. Plătești, dai bănuțul. Dar există și infracțiuni, domnul Buzeanu. Se face pușcărie pentru cuvinte. Și mai mult la părere că e libertatea lui de exprimare. Da, mă, nu, eu nu te iau pe tine, eu spun cum gândesc oamenii și cum s-a vehiculat acest subiect în spațiu ăsta virtual, nu, în social media s-a vehiculat ideea asta, doamne, libertatea lui de exprimare, să risc pe om ca... Bun, s-ar pe om, pe de altă parte, ca un paradox al minții, cei care sunt acum de partea lui Dragoș Bucur, domne, ce vorbiți, de ce vă legați de el, pentru că și-a spus punctul de vedere, sunt cei care au sărit la Smiley, care ce a spus, dacă te aduci aminte, în urmă cu jumătate de an, anul trecut, a zis că are și el prieteni cu acest virus, care au trecut prin această boală și nu e simplă. Și au sărit pe el, pur și simplu, l-au terorizat, dacă vă dau postarea, înjurături, blesteme, nebunii, plătit, că e plătit de, e plătit de, de nu știu de cine, cine îl plătește, de ăștia, nenorocii ăștia care... Nu, ăștia de au făcut virusul ăsta sau care zic că e virusul și el nu există. Bun, în încheiere, acest fel de a te raporta la această problemă, în sensul în care tu ești Horeca, ești artist, ești ce vrei tu și se pare ești deranjat de ideea că există pandemia asta și tu vii și ca soluție și spui, domne, de fapt nu există pandemia, nu faci decât să... amplifice pandemia, pentru că sunt oameni care te urmăresc și care poate au acest virus și poate că stau acasă cu o formă ușoară și te gândesc, bă, ce vreau să stau eu două săptămâni așa în apă, în casă, când uite, zice și bucur, zic și aia, zic și aia. Când... Nu zice, dă prost. Nu zice, ăștia știu chestii. Ei. Hai, dom'le, că asta e vrăjeală. Și ies afară și împrăștie virusul în dreapta și în stânga, pentru că voi ați implementat în capul oamenilor că e o simplă viroză, o simplă răceală și vorba răzvan, după aia se închid în cerc, un cerc vicios, se închid iară sălile de spectacol și ajungem din nou de unde am plecat. Domnul Buzeanu, ai văzut măcar un chelner fără mască? Un ospătar, un picol, un ce vrei tu, fără mască? A, nu. Nicio. N-am văzut. Și credeți-mă că oamenii au fost cei mai afectați de pandemie. Și m-am gândit că... Așa... Dar atitudinea lor nu e... Dă-ți masca jos, susima, vorba comicului acela de... Voi ajut, comicul voi ajut. Când cred că mai vede nici naiba. Da. Era... Nu știu el despre cine. Ba zicea că e avocat, ba zicea că te învață designer, să îmbraci. Designer, ba zicea că te învață viață. Nu știu. Și după care a făcut carieră cu acel clip ridicol. Dar acestea fiind spuse... Oamenii mor și el... Da. Luăm o scurtă pauză. Luăm o scurtă pauză. După care ne întoarcem cu o veste extrem, extrem de importantă. Un breaking news, cum se mai spune pe aici, prin localitate. O informație pe care, evident, acum mimem modestia, domnul Buzeanu. Am dat-o o informație pe care v-am prezentat-o ca fiind posibilă în urmă cu foarte mult timp. Acum deja pare din ce în ce mai reală. Bun, pauză și ne întoarcem. Bună, România! Una dintre situațiile ridicole care există în momentul de față în spațiu public este cea în care ne așează într-una doamna senator Diana Șoșoacă. O situație ridicolă permanent. Faptul că trebuie să vorbești despre Diana Șoșoacă în spațiu public e o situație ridicolă. De ce spun asta? Vine doamna Șoșoacă, devine parlamentar, după care la o lună distanță devine parlamentar urlând împotriva măsurilor aspre, severe, de pandemie, luate de acest popor, de acest guvern. Așa, după care vine în fața, protestatarilor adunați acolo iară într-o împotrivire, așa, și zice, domnule, de bine de rău în România sunt cele mai relaxate măsuri împotriva pandemiei. Deci în România, așa, s-a datorită nouă. Măsurile care erau în momentul când făcea doamna această declarație erau aceleași ca atunci când răgnea că sunt niște măsuri inumane prin care suntem trecuți. Sau... Erau mai blânde. Erau chiar mai... Chiar mai bun decât zbiera. Când zbiera, timp doamna, mai câteva, când zbiera da. Doamna Șoșoacă, nu exista interdicție la circulație după ora 23. Da. Nu se închideau restaurante la ora 21, acum se închid la 23. Da. Deci, lucrurile erau mult mai relaxate și dânsa zbiera din toți plămânii câți o avea domnia sa, doi de regulă se poartă la oameni. Ai spus că ne pune într-o situație jenantă sau ridicolă. Ridicolă, ai zis, nu? Da. Așa, doamna Șoșoacă. Nu. Doamna Șoșoacă devenind senator e o situație ridicolă. Nu, așa, nu trebuie să-i explic. Mă simt penibil explicând
De ce e ridicol să fie doamna Șoșoacă senator? Că am prieteni care întreabă. Mă, ce, de ce atâta ironie la adresa AUR? Da. Pentru că AUR a produs o Șoșoacă în Parlament. Deci nu aveai ce să faci cu doamna Șoșoacă în forul legislativ. Nu poți să vii și după aia să te prindi. Nu poți să, acum mă întâlnesc cu George Simion, bă, cum e cu unirea aia, cu Prutul, că mamă, că acum ne lipim toți. Fără să mă uit în ochii lui și să zic, bă, te-ai băgat-o pe Șoșoacă în Parlament. Poți să mă uit la Claudiu Târziu și să vorbesc despre activitatea sa publicistică. Un jurnalist bun, Claudiu Târziu. Un jurnalist bun. El este cel care a participat la problema lui Adrian Năstase, nu? Adică în calitatea sa de jurnalist, cred că la Cotidianul. Când era... Multe, multe. Deci, a fost la Cotidianul, la Evenimentul Zile, da. Revista Rost, cea, cu poști deținuți politice. Claudiu Târziu, da, a fost un personaj... Deci el acum apare o apariție derizorie prin asociere. Deci a fost un personaj spălat în spațiu public și acum pe mă uit în ochii lui și zic, Claudiu Târziu, dar tu ai intrat cu Șoșoacă în Parlament. Mă, nu mai bani. Pot noi, să am aceeași... Noi l-am luat de câteva ori în direct pe Dan Tănase, pe jurnalistul Dan Tănase. Și o să-l sunăm din nou pe Dan Tănase. Din nou, așa, pentru punctele sale de vedere, mă rog, în privința unor abuzuri petrecute de-a lungul istoriei, așa, dar, mă, mi-era un pic, încrăpa un pic obrazul de rușine, văzându-l pe Dan Tănase cu care vorbeam noi și pe care le apreciam, și văzându-l în compania doamnei Șoșoacă. Era o stație jenantă. Știu de 15 ani, Radu. Dan Tănase nu are responsabilitatea pe care o copreședinții, da, pentru că Dan Tănase este membru al partidului, deputat al partidului, dar nu e președintele partidului. Da. N-a făcut Dan Tănase listele partidului. Eu de asta m-am referit la George Simion, de asta m-am referit la Claudiu Târziu, că ei au spus, da, domne, să fie și o joacă pe liste. Eu nu am convingerea, nu cred că listele sunt făcute, au fost făcute de Dan Tănase. Cred că Dan Tănase a avut candidatura sa, mandatul său. Hai să-i spunem bună seara domnului Dan Tănase, hai să ne formalizăm. Bună seara, domnule deputat. Bună seara, domnilor. Mulțumesc pentru invitație. Prima dată ca deputat în emisiunea noastră. Prima dată ca deputat, Dan Tănase. Da. Era momentul să se întâmple și asta. Dan, hai să lămurim. Eu am făcut aici niște precizări, nu știu, eu am presupus. Listele nu le-ai făcut tu. Nu, eu am fost un simplu pion, un simplu candidat. Nu am, mi s-a oferit să candidez și am candidat, sigur că da, n-am avut nicio... Da. Dar totuși să discutăm despre această speță, că era o situație tensionată în interiorul AUR. Adică se simțea vântul unei fracturi, doamna Șoșoacă avea niște poziții radicale, pe care eu nu le-am văzut la alți lideri sau reprezentanți AUR în asemenea proporții. Sigur, poate există coronascepticism în cazul tuturor. Pe tine te-am văzut cu mască, de exemplu, Dan. George Simion a mai avut momente de acest gen. Nu dezbatem fiecare atitudine. Vreau să știu doar dacă informația pe care o avem în acest moment, aceea că doamna senator Șoșoacă a fost exclusă din AUR, poate fi confirmată. Da, din păcate poate fi confirmată. De ce din păcate? Din fericire, da. Din fericire, da. Crede-mă că e spre binele vostru. Din păcate, dar mai ales din fericire poate să fie... Oferă-ne câteva detalii, te rog. Nu, domnilor, mă refer la faptul că doamna Șoșoacă este, cum să spun, este un avocat respectat și era un plus pentru echipa noastră. Însă, din păcate, doamna Șoșoacă nu a înțeles că trebuie să respecte un pic și statutul de demnitar al statului român și trebuie să respecte și jocurile democratice ale unui partid parlamentar. Nu este nicio surpriză nici pentru noi, nici pentru doamna Șoșoacă, nu este o surpriză. Conducerea partidului i-a comunicat în repetate rânduri că trebuie să își asume statutul de demnitar al statului român și trebuie să-și asume și statutul de parlamentar AUR. Doamna Șoșoacă a fost în permanență a fost destul de vehementă și a transmis în repetate rânduri că ea este pe treaba ei și că nu are nicio treabă cu conducerea partidului, cu AUR și așa. Mulți ar zice că nu e pe treaba ei. Dar ce anume i s-a reproșat doamnei senator independent de astăzi, Șoșoacă, în cadrul AUR? Ce anume a deranjat forurile statutare ale formațiunii AUR? Propunerea de excludere a venit din partea conducerii, din partea domnului senator Târziu și a domnului senator Labric. Au existat mai multe chestiuni pe care am înțeles noi
noi să-i le punem în față, doamne Șoșoacă. Eu personal am transmis, spre exemplu, eu în calitate de coleg de formațiune politică a doamnei Șoșoacă, am transmis forurilor de conducere a partidului că nu cred, adică nu cred, sunt convins că să transmiți live pe Facebook de la o paranghelie cu lăutari în timp de pandemie, fără mască și fără respectarea regulilor, este un gest incompatibil cu statutul de demnitar al statului român și mai mult decât atât, incompatibil cu statutul de parlamentar aur, pentru că noi asta le-am spus oamenilor, că ne dorim să facem altfel de politică cu altfel de oameni și nu putem să... Ăsta este gestul care la mine a pus capac. Au fost și alte gesturi. De altfel, doamna Șoșoacă, după nicio lună de zile, ea visa că va rupe partidul și va pleca și va face și va drege și va... Eu am stat în permanență, m-am rugat la Dumnezeu, în permanență i-am transmis și eu mesaje că totuși este nevoie de unitate și este nevoie să ne asumăm ceea ce am promis oamenilor. Acum eu înțeleg, spun că regret, pentru că nu, e un avocat respectat, are și dânsa publicul ei pe care o susține și era bine să avem o colaborare. Însă, din păcate, în momentul în care a intrat în Parlament, trebuie totuși să respecti și statutul de demnitar și trebuie să respecti și partidul și regulile de joc într-un partid democratic, la urma urmei. Există un circuit al deciziilor, există un circuit al comunicării într-un partid și acesta trebuie să fie unul flexibil între toți membrii. Ori în momentul în care un membru al acestei formațiuni politice ia decizia că acționează de capul lui pe cont propriu și că știe mai bine ce trebuie să facă, în mod evident, doamna Șoșoacă s-a poziționat singură în afara formațiunii. Presupun că unul dintre efectele acestei excluderi va fi și pierderea președinției comisiei. În mod categoric, doamna Șoșoacă va părăsi toate funcțiile pe care le ocupă în momentul acesta la propunerea AUR, în mod evident. Deci AUR va numi o altă persoană în fruntea comisiei? Cu siguranță, pentru că sunt poziții politice care revin AUR, nu revin unui anumit... De altfel, AUR a luat decizia să-l excludă și pe colegul nostru deputat de la Bistrița, condamnat penal în primă instanță și trimis în judecată într-un alt dosar penal. L-am exclus, am luat decizia să-l excludem și pe domnia sa, pentru că este firesc. Deci avem două excluderi din rândul parlamentarilor, AUR. Da, și sunt, atenție, sunt excluderi, nu sunt parlamentari care au fost cumpărați sau nu. AUR a luat decizia ca să respecte ceea ce a comunicat alegătorilor. Deci deputatul cu probleme penale și doamna senator Șoșoacă sunt în momentul de față în afara AUR. Deci deputatul cu probleme penale și doamna senator cu probleme urlătoare. Deci cumva sunt cam aici ar trebui să fie pusă problema. E o formă de repoziționare a AUR în zona civilizată? Mai degrabă dialogului. Civilizației? Totdeauna a fost cam civilizații în AUR, dar trebuie unul dintre ei și știi la fel de bine ca mine asta. Dar e o repoziționare a formațiunii pe un drum mai deschis dialogului, mai puțin radical. Ai văzut, Dan, și USR-ul până la urmă, cum a început în 2016, când nu intră la guvernare cu nimeni. Ori singur să facă totul așa cum își doresc, sau în seara alegerilor era domnul Stelian Ion, se ruga să intre PMP-ul să fie mai mulți la guvernare. Este și asta un început al repoziționării AUR în zona partidelor deschise la dialog? Nu, AUR a fost în permanență deschis la dialog. Ce face AUR acum, ce face conducerea partidului, este să respecte promisiunea pe care a făcut-o în campania electorală. Pentru că noi nu avem altă oportunitate, altă șansă decât aceea de a ne respecta ceea ce am promis oamenilor. Pentru că altfel oamenii ne vor da în cap pe stradă dacă noi nu respectăm promisiunea pe care am făcut-o în campania electorală. Aceea că vom face un altfel de politică, vom aduce altfel de oameni în față și că vom lupta pentru principii. Ori în momentul în care un senator al tău face live-uri pe Facebook cu taraf cu lăutari și fără mască la interior, fără mască, fără distanțare și chefuiel și din asta, e penibil, în mod evident. Și, repet, n-are legătură cu statutul de parlamentar, cu atât mai mult parlamentar AUR.
dar este incompatibil cu statutul de demnitar al statului. Nu ai tu ce să cauți senator la o astfel de paranghelie, să faci live-uri pe Facebook și să, chiar dacă e un eveniment de familie, este, Doamne ferește. Nu, Aur este deschis dialogului, să știți, și a fost în permanență deschis dialogului, doar că Aur trebuie să respecte niște principii pe care și le-a impus singur. Bun, cu doamna aceasta s-a vorbit? Adică ați avut dialogul când i s-a comunicat decizia? Nu este acum. Nu cunosc detalii legate de reacția dânsei, însă ce pot să vă spun este că doamna Șoșoacă a știut foarte bine și s-a comunicat în permanență, i s-a comunicat că trebuie să existe un alt mod de a pune problema, un alt stil. Sunteți amândoi jurnaliști respectabili cu experiență. Doamna Șoșoacă s-a dus la cel mai vizionat talk show din România, s-a certat cu toată lumea în studio și a plecat de acolo înjurând. Ori nu poți să faci... Domnule deputat, o întrebare foarte scurtă, că trebuie să mergem spre publicitate cu pași mari. Se discută și despre excluderea altor membri AUR, mă refer aici la generalii Roman și Chelaru, în momentul de față în AUR? Foarte repede, un minut, 30 de secunde. Indiferent, răspunsul meu este nu. Indiferent momentul, de acuzațiile care sunt aduse, planează asupra lor și suspiciile. Da, sunt acuzații asupra tuturor membrilor AUR. Da, bun, nu mai avem timp, îmi pare rău. Dan Tănase, mulțumim pentru intervenție. Ne întoarcem după 3 minute de publicitate. Bună România!